Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Aizu, iar de astăzi începe un nou sezon Dosarele DNA, sezonul numărul 3. Până acum am avut cel puțin 40-45 de cazuri în care am vorbit despre polițiști, procurori, magistrați, politicieni, oameni de afaceri, cercetați, anchetați de procurori anticorupție și trimiși foarte mulți dintre ei în cele din urmă în spatele gratilor pentru fapte de corupție. Astăzi însă vorbim despre un dosar mai neobișnuit, un pic atipic, și anume hârtița din DNA. Pentru că da, a existat un asemenea caz și aici la Direcția Națională Anticorupție. Un comisar șef de la Poliția Judiciară de aici a dat informații în foarte multe dosare infractorilor, celor care erau anchetați și ulterior au fost cercetați de către procurorii DNA. Pe numele lui, Dan Emil Manolachi a trădat în numai puțin de 7 dosare, însă cel de la care pornim noi în seara aceasta viza o anchetă a procurorilor DNA în care suspectul era nimeni altul decât un șef din garda financiară. Șef de la garda financiară care n-a plătit nici mai mult, nici mai puțin decât 350.000 de euro de la un om de afaceri pentru a nu face niște controle la firma acestuia. Dar să revenim la cârtița noastră. Dan Emil Manolachi, fost polițist, comisar șef, mai exact, în cadrul Poliției Judiciare de aici din DNA, a dat informații în mai multe dosare celor care erau sau urmau să fie anchetați, audiați de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Și a făcut lucrul acesta și cu un preț. A primit alimente în valoare de 250 de lei. Mai multe acțiuni ale DNA-ului au căzut și a trădat astfel colegii, cariera, meseria, pentru 250 de lei și spera el la un moment dat să ajungă adjunctul unui inspectorat de poliție județean. Nu a fost să se întâmple așa, pentru că în cele din urmă a fost condamnat 5 ani de închisoare. Iar aceeași cârtiță a mai fost acuzată, așa cum vă spuneam, în alte dosare. Unul dintre ele îl viza pe Liviu Dragnea și firmele lui. Să vedem însă de la ce a pornit totul și mai ales cum a fost descoperită cârtița de aici, din DNA. Ancheta privindu-l pe polițistul trădător a fost una complicată, în primul rând pentru că nimeni nu se aștepta ca un angajat al DNA să toarne infractorilor informații din dosare. Practic, pe parcursul unei lungi perioade de timp, din 2012 până în 2014, toți polițiștii din DNA, dar și alți angajați, au fost puși sub urmărire, monitorizați, supravegheați, pentru a se afla cine divulga informații. DNA a trebuit să aloce resurse, bani și timp prețios ca să găsească această cârtiță. Declarat definitiv vinovat. Totul a început în vara lui 2012, când omul de afaceri Lucian Timofanovici le-a spus procurorilor că un comisar de la Garda Financiară București i-a cerut 350.000 de euro ca să-l scape de controle la firmele sale. Cătălin Cristescu, comisarul de la Garda Financiară, era doar un intermediar, pentru că mai bine de jumătate din sumă ajungea la senatorul Marius Isăilă, fost șef la control în ANAF. Omul de afaceri a apucat să-i dea comisarului de la Garda Financiară 200.000 de euro, urmând ca restul sumei de 150.000 de euro să fie dată în zilele următoare. Semnala fapte de corupție, de trafic de influență, în contextul efectuării unui control ANAF la firma sa, îi se pretinsese o sumă foarte mare de bani, 200.000 de euro, pentru aranjarea acestui control de către un comisar de la Garda Financiară. Și, de asemenea, i s-a mai solicitat să vă încă 150.000 de euro pentru închiderea definitivă a controlului. După ce a luat cele 200.000 de euro, afaceristul Lucian Timofanovici s-a dus la DNA, așa că întâlnirile în care a stabilit cum să dea restul sumei au fost monitorizate. Pe 4 iulie 2012, comisarul îi promite că va rezolva controlul la firmele afaceristului printr-o schemă simplă. Trece lucrarea de la structura centrală a ANAF la una din teritoriu, unde constatările pot fi mai ușor mușamalizate.
Timofanovici îi mulțumește, dar îi spune că îi este greu să adune chiar și 30.000 de euro, prima tranșă din restul de 150.000. Comisarul Cristescu este mulțumit însă și cu tranșe de 15-20.000 de euro, până la acoperirea sumei de 150.000 și promite că va vorbi și cu colegii la care va trimite lucrarea, ca să acopere neregulile. După ce a dat cei 200.000 de euro, el a crezut că se va închide acel cont. Când i s-a făcut a doua solicitare, a doua pretindere de 150.000 de euro, și a dat seama că nu e în regulă și atunci s-a prezentat la DNA. Despre cei pe lângă care urmează să intervină pentru rezolvarea favorabilă a controlului, numitul Cristescu Cătălin a reiterat că sunt funcționari cu funcții importante, lăsând să se înțeleagă că ar activa în cadrul ANAF și sau chiar la Ministerul de Finanțe. În primele 4-5 zile deja metodologia de lucru era clar stabilită, se realizaseră 3 întâlniri cu persoana suspectată de trafic de influență, convorbiri din conținutul cărora a rezultat în mod clar, în mod limpede, săvârșirea acestei infracțiuni, pretinderea, deja se stabiliseră și modalitățile de primire a banilor în câteva tranșe. Următoarea întâlnire are loc acasă la afaceristul Timofanovici, unde comisarul Cristescu a venit însoțit de un prieten, Ioan Gâfdeac. Comisarul a stat câteva minute, au stabilit din nou detalii despre bani și a rămas să se vadă a doua zi, pe 6 iulie, când afaceristul trebuia să dea data exactă când va face plata. Pe 6 iulie, comisarul a revenit singur de data aceasta la domiciliul afaceristului. La sfârșitul primei săptămâni de investigații, mai precis pe 6 iulie, a avut loc ultima întâlnire între denunțător și comisarul de la Garda Financiară, stabilindu-se ca pentru începutul săptămânii viitoare să fie oferită prima tranșă de 20.000 de euro din cei 150.000 de euro pretinși pentru avanjarea acestui control de desfășurat de ANAF. 150.000 de euro fiind partea a doua inițială. Prima parte de 200.000 de euro deja a fost să vă dați. Întâlnirea a fost monitorizată audio și video de procurorii DNA. Cristescu îi spune afaceristului că e posibil să fie amendat, dar pentru nereguli nesemnificative, ca să nu bată la ochi că nu s-a găsit nimic la firmele lui. Tu dai 20 acum, mai dai 10 și restul în 2 săptămâni. De aici, din 6 iulie 2012, s-a rupt filmul pentru DNA. Era într-o vineri, banii urmând să fie pregătiți pentru flagrant pentru săptămâna care urma, din 9 iulie încolo. Echipa operativă care lucram în cauză, compusă din 6-7 ofițeri, deja primiseră sarcinile acești ofițeri, știau ce au de făcut pentru săptămâna viitoare, aveam o pregătită sumă de 20.000 de euro deja înseriată, așteptam doar ziua de luni să intrăm din nou în contact cu infractorul, cu cel care pretinsă să se suma de bani, să-i dăm suma de bani și să dezvoltăm speța, să dezvoltăm cauza, să vedem către cine se duc acești bani, cine mai este implicat. Numai că începând de luni, afaceristul Timofanovici îl sună neîncetat pe comisarul de la Garda Financiară, care nu mai răspunde deloc, nici la mesaje, nici la apeluri, niciun semn. În mod inexplicabil, la începutul săptămânii următoare, comisarul de la Garda Financiară a început să levite pe denunțător. Într-o primă fază răspundea greu la telefoane, răspundea mai mult prin SMS, ori spunea că este ocupat. Denunțătorul fiind instruit să ceară o întâlnire fermă ca să lămurească lucrurile, a insistat pe acest aspect, iar comisarul i-a stabilit o întâlnire la o anumită locație denunțătorului și nu s-a prezentat. Procurorii au pregătit de vreo 3 ori banii pentru flagrant. A mai fost încă un moment în care s-a mai stabilit o întâlnire între denunțător și comisar și la fel comisarul ne-a jucat. L-a jucat pe denunțător și implicit pe noi care eram pregătiți în echipă operativă.
putut să activeze un instinct de, conservare al infractorului, care s-a retras și a refuzat astfel contactul cu infractorul. Luam în calcul inclusiv varianta ca denunțătorul să fi vorbit cu alte persoane din anturajul său, nu în mod intenționat, și să se fi transmis informația. Dar nici această variantă nu s-a dovedit a fi viabilă. Având monitorizare pe comisar, ne-am dat seama că el în mod conștient își desfășoară activitățile obișnuite. Se duce la un supermarket, pleacă în provincie, stă acasă, dar nu se prezintă la întâlnirea cu denunțătorul. Denunțătorul a primit instructajul să nu insiste. Deci flagrantul atunci a picat în mod inexplicabil. Case closed, caz închis, cum s-ar spune. Norocul celor de la DNA a fost că, încurajat că nu a fost descoperit, polițistul Manolachi, cârtița din sânul lor, a turnat mai departe informații secrete din alte dosare. După 3 săptămâni, tot în vara anului 2012, în luna august, am captat o interceptare telefonică între comisarul Gărzii Financiare și un amic comun al denunțătorului și al comisarului, în care comisarul explica că îl întreba pe acest amic comun ce mai face denunțătorul nostru, folosind termeni jignitori la adresa acestuia și spunând foarte succint că vai ce mi-a făcut mie, fără să dea detalii. A fost primul semn că angajatul Gărzii Financiare știa ceva, se ferea de fapt de afacerist. Am dat seama încă din acel moment că acest comisar știe ceva mai mult, dar nu ne puteam da seama de unde știe ceva mai mult. La acel moment, cauza a rămas blocată la acest stadiu. Am încercat diferite modalități să-l contactăm la interval de câteva săptămâni. Cu toate că aveați deja niște prime înregistrări din care era clar faptul că ceva se întâmplă, nu doar că ceva se întâmplă, că banii i-a pretins și i-a și primit pentru a stopa acel dosar. Da. Comisarul de la Garda Financiară a fost verificat, la fel și colegii lui, anturajele sale, dar nu s-a găsit absolut nimic. Am încercat să aflăm mai multe date despre echipa de control, despre controlul propriu-zis, în așa fel încât să nu devoalăm existența unui dosar la DNA. Foarte greu, n-am obținut prea multe date, dar le-am strâns etapă cu etapă, câte o bucățică. Între timp, polițistul Manolachi juca la dublu, își făcea treaba de polițist la DNA și apoi dădea informații din dosare celorlalte părți, suspecților mai exact. La sfârșitul anului 2012, în altă cauză instrumentată de DNA, tot la fel o operațiune de prindere în flagrant, în condițiile în care existau probe clare, probe directe, privire la traficantul de influență, aplicată. A căzut în mod inexplicabil. Chiar în ziua în care trebuia realiza flagrant. Aici au început suspiciunile cu privire la echipele de polițiști din DNA. A fost momentul în care v-ați gândit că ar putea fi o cârtiță care a oferit informații din mai multe dosare, nu doar în dosarul în care avea instrumentat la acel moment și în care se stabilise că deja oferise informația. Bun. În momentul în care ați avut certitudinea sau măcar se contura cumva ideea că informația vine din interior, polițistul DNA, Manolachi în cazul de față, a mai făcut parte din echipele operative și ați încercat astfel să aflați mai multe sau pur și simplu a fost tras pe dreapta, eliminat și făcută cumva anchetă paralelă? Bun. În acest dosar despre care v-am făcut vorbire,
Da, era clar că cineva din instituția lor dădea informații. Au luat toți polițiștii și angajații care au lucrat la caz și i-au verificat. Informațiile ajunse la comisarul Cristescu erau prea exacte. Se știa suma flagrantului, 20.000 de euro, se știa data, se știa numele comisarului vizat. În acest context, făcându-se analiză la nivelul echipei operative, procurorul de caz făcând analiză, și-a dat seama că informația a fost din DNA, curgerea de informații a fost din DNA, apărând pentru prima dată ca element de suspiciune asupra comisarului șef Manolachi Danemir. Așa au ajuns la polițistul Manolachi, originar din Constanța, care între timp fusese prins cu un aparat foton care avea documente strict secrete despre o altă anchetă, care îl privea pe Liviu Dragnea. Manolachi fusese delegat în ancheta comisarului Gărzii Financiare, a avut acces la datele din dosar, la discuțiile ambientale, la mandatele emise de judecători și la aspectele de ordin tactic, privind ancheta și realizarea momentelor operative. S-a procedat la monitorizarea comisarului șef Manolachi Dan Emil în acea cauză. De aici am făcut legătura Constanța. Manolachi era comisar. Ați văzut cum tot dosarul a fost pus cap la cap, dar și cum flagrantul a căzut, pentru că exista o cârtiță.
Iar procurorii care anchetau acel dosar, acei suspecți, și-au dat seama aproape instantaneu. Imediat după publicitate, veni cu dezvăluiri și imagini care l-au incriminat foarte tare pe polițistul de aici, din DNA. Urmează acum în partea a doua a emisiunii să vedeți cum toată ancheta a trebuit refăcută. E adevărat, de data aceasta a existat un colaborator nou. Aveam suficientă probe pentru traficul de influență realizat de Comisarul Gărzii Financiare. Și, etapizat, acesta dobândit calitatea de suspect, de inculpat, moment în care i s-au prezentat probele. După ce a fost chemat la audieri în 2013, Cristescu a acceptat să devină martor și să le dea procurorilor toate datele pe care le avea de la colegii lui, atunci când l-au atenționat că îi se pregătea un flagrant. Apărătorul ales pe care îl avea suspectul Comisarul Gărzii Financiare, realizând gravitatea acuzelor și soliditatea probelor existente în privința împotriva clientului său, a purtat o discuție cu Comisarul Gărzii Financiare, care a acceptat să colaboreze cu noi, să spună adevărul. Comisarul a devenit martor în dosar și și-a pus aparatură de interceptare la întâlnirile cu cei din garda financiară. Nu știu dacă a pus prostit sau nu, că băiatul ăsta e un băiat serios care nu vorbește, nu știu. Și n-a dat cum zice numele său, era deci clar o informație de numele. Te rog, mă, să fie la legătură, dacă poți și nu e prea mare agitație. Nu e. Să verific chestia cu Constanța, să văd dacă... Toată treaba e că, ți-am zis, a fost destul de... A trecut mult timp. Cum ați reușit până la urmă să-l convingeți pe Cristescu să-și denunțe colegii din ANAF? Pur și simplu prezentându-i probele. M-am spus, i-am pus efectiv dosarul pe masă, l-am lăsat să studieze. Avocatul său, după ce a studiat materialul probatoriu, a cerut auzitat de dreptul de a discuta cu clientul său, spunându-i că situația este deosebit de delicată și nu avea nicio șansă de a-și îmbunătăți situația financiară dacă nu spune adevărul și dacă nu colaborează la aflarea adevărului. Procurorii au cerut și interceptarea convorbirilor telefonice și au început să strângă probe despre gașca din garda financiară, care era ajutată de o cârtiță din DNA. Bă, nu știu de ce a venit ăla de la Constanța, Ciprian. Cine? Ciprian Fronea, era șeful de la Constanța, care a zis că într-o discuție a venit vorba de un coleg al meu, de numele tău. Aha. Nu știa, nici nu știa despre ce e vorba, nu știa niște băieți de la așa, că domne, deci ți-am mai zis exact atunci când a fost vorba, când mi-ai zis seara și dimineața am venit să-ți spun, cât am putut de repede. Da, eu eram avizat, eu eram. Nu, aia nu știu dacă a fost prostie sau nu, că băiatul acesta e un băiat serios care nu vorbește prostii și n-avea cum să știe numele tău, era, deci, clar o informație de undeva. Iar ca probatoriu, în perioada de investigație, după ce Comisarul Gărzii Financiare, cel care săvârșise infracțiunea de trafic de influență, a acceptat să colaboreze cu organele de urmărire penală, s-au realizat în perioada noiembrie 2013, februarie 2014, mai multe întâlniri care au fost înregistrate cu autorizație de la judecător, din întâlniri între Cristescu Cătălin, traficantul de influență, și cei care i-au furnizat informațiile din cadrul DNA, și anume Tomescu, colegul său de la Garda Financiară, care a confirmat că informația venea din cadrul DNA de la un ofițer, și de asemenea Sorin Florea a confirmat la rândul său că dacă nu l-anunțau ei la acel moment, acum ar fi fost în pușcărie. La finalul discuției, preocupat că dosarul său este încă în curs la DNA, Cristescu îi cere lui Tomescu ajutorul șefilor din Garda Financiară să afle mai multe detalii. Eduard îi dă numărul lui Sorin Florea, care îi răspunde comisarului la telefon și acceptă să se vadă cu el a doua zi, spre seară, când ajungea în București. Întâlnirea dintre Cătălin Cristescu și Sorin Florea a avut loc la data de 17 ianuarie 2014,
în jurul orelor 20:30, în zona Cernica, la o benzinărie. Florea a povestit că a avut informația de la un coleg din Constanța, care avea la rândul său informația de pe la niște servicii, fără să detalieze despre cine ar fi vorba sau dacă ar avea vreo legătură cu DNA. A rămas să-l ajute pe Cristescu cu alte informații, pentru că fostul comisar voia chipurile să se angajeze și era teamă să nu se afle că fusese vizat sau că era vizat încă de o anchetă DNA. Sorin Florea s-a ținut de cuvânt și l-a căutat la Constanța ca să afle amănunte pe Ciprian Fronea, fostul său coleg de la gardă care venise inițial cu informația de la polițistul Manolachi. Imediat ce au avut mai multe informații, l-a căutat din nou pe Cristescu, la București. Întâlnirea dintre Sorin Florea și Cristescu Cătălin din 31.1.2014 în cursul serii în zona șoselei Nordului, în apropierea locuinței celui din tâi, a fost monitorizată. Cu ocazia acestei întâlniri, Sorin Florea i-a precizat în mod explicit că informația privind flagrantul a fost una reală. Fiind vorba de un dosar al DNA, iar acțiunea concordantă a celor care au transmis informațiile ce nu erau destinate publicității, au condus la atenționarea lui Cristescu Cătălin, care a scăpat în acest fel de prinderea în flagrant. Unde erai sau de la cine trebuia? Luasești niște bani? Da. S-a dus și a făcut denunți. Trebuia să ai flagrant la DNA direct și te-am oprit atunci. Ți se pregătise deja. Aha, deci se pregătise? Da, și de aia că erai în dosar. Și am dosar? Ai fost în dosar, dar nu s-a confirmat. Ah, în dosar? Da. Nu s-a confirmat, deci, că ai rezolvat ceva și trebuia să mai rezolvi și pregătită urmărirea penală cu tot. Da, mie nu mi-a venit nimic? Ai fost la un pas, da, deci a fost pe tine atunci. Acum, în mod normal, nu-i nimic. Și deci, el a făcut denunț până la urmă? Aha. Așadar, Cristescu a aflat cine îl denunțase la DNA. După vreo săptămână se întâlnește din nou cu fostul său coleg, Eduard Tomescu, cel care îi făcuse legătura cu șefii gărzii de la Constanța, Fronea și Florea. Da, deci m-am întâlnit cu Sorin și e de bine. Mi-a zis, zi, a venit într-adevăr prin Fronea. Chestia a dat-o un tip de la DNA. De la DNA, parcă, la DNA. Da, deci un ofițer de la DNA i-a zis-o lui Fronea. Fronea i-a zis-o lui Florea. Așa că mi se pregătea flagrant. Păi, eu nu ți-am zis? Mi se pregătea flagrant, da, și am reperat. Da, i-am zis lui Sorin. Bă, fratele meu, cred că au trecut obuze pe la urechile mele. Nu gloanțe, obuze. Mă, eu ți-am zis atunci. Ți-am zis atunci că, adică, lucrurile erau serioase, nu... Nu, acum sunt liniștit și asta zicea și Sorin. Bă, dacă... sunt 2 ani. Dacă din 2012 până acum nicio treabă, gata, e dusă. Chemat la DNA, șeful gărzii financiare de la Constanța, Ciprian Fronea, a recunoscut că s-a întâlnit cu ofițerul de poliție Dan Emil Manolachi în vara lui 2012 și că acesta i-a dat informații despre dosarul lui Cristescu, pe care le-a dat mai departe spre fostul său șef de la București, Sorin Florea. Fronea le-a mai spus procurorilor că în schimbul informațiilor, cârtița de la DNA, Manolachi, primise niște produse alimentare în valoare de 250 de lei, pentru că tatăl său era în spital și avea nevoie să le dea medicilor o pungă cu carne, un bax de vin și o sticlă de whisky. În momentul în care Cristescu a recunoscut, da, ceilalți din ANAF au recunoscut, da, către cine a dus, adică toți banii aceștia, 200.000 de euro ulterior, prima dată, plus 150.000, da, ulterior, către cine erau direcționații? Către persoane care dețineau și dețin funcții de conducere, la momentul respectiv dețineau funcții de conducere în ANAF, în prezent ocupă o funcție de demnitate publică, au fost urmăriți penal, au fost, activitatea lor infracțională a fost probată, dar face în momentul de față obiectul unei cauze aflate în curs de judecată. O altă cauză. Despre care, o altă cauză despre care nu vă pot oferi foarte multe date. În schemă a apărut un alt martor important pentru procurorii DNA. Acesta s-a dus cu comisarul Cristescu acasă la afaceristul Timofanovici și a luat prima tranșă de 200.000 de euro în vara lui 2012. Martorul N. Cristian Ștefan confirmă că în prima parte a anului 2012 a pretins suma de 200.000 de euro prin intermediul lui Cristescu Cătălin de la o persoană, om de afaceri, Timofanovici Lucian, pentru ca amicul său, Isăilo Ovidiu Marius, la acel moment șef serviciul Ministerului Finanțelor și fost director adjunct al Departamentului de Control din ANAF, să realizeze intervenții pentru blocarea unui control fiscal la o firmă. Ulterior, după ce Isăilo Marius Ovidiu a fost ales senator, martorul N. Cristian Ștefan a devenit consilierul său.
În discuțiile interceptate de procurorii în dosar, senatorul Marius Isăilă îi garantează consilierului său că poate aranja concursul la Direcția Antifraudă ANAF pentru comisarul Cristescu, cel care luase mita de 200.000 de euro de la afaceristul Timofanovici. Mai mult, senatorul se lăuda că are cunoștințe care ar spune din timp dacă DNA sau DICOT îl vizează în vreo anchetă. Protectorii senatorului, fost șef la control la ANAF, erau, conform spuselor lui, Daniel Chițoiu, fost ministru de finanțe, și Gelu Diaconu, fost șef până mai ieri al ANAF-ului. Cristescu trebuia să dea o șpagă de 20.000 de euro pentru a fi angajat la antifraudă. Sumă infimă dacă ne luăm după șpăgile pe care comisarul le luase cu un an înainte de la afaceristul Timofanovici, 200.000 respectiv 150.000 de euro. Dar Cristescu era deja martor la DNA, așa că banii au fost marcați. Consilierul senatorului, prins în flagrant, a acceptat să colaboreze și el cu procurorii, astfel că discuțiile sale ulterioare cu senatorul Marius Isăilă au fost înregistrate. Prima dintre ele a avut loc la un restaurant din București, iar cei doi au intrat în toaletă ca să scape de posibilele monitorizări. De altfel, conform informațiilor din dosar, senatorul obișnuia să aibă conversațiile confidențiale doar în toalete, inclusiv la Parlament, sau după ce își dezbrăca interlocutorii ca să vadă dacă au aparatură de interceptare. Și ce? Încotro să o apucăm? Dacă îmi spui tu, încotro să o apucăm? Stai calm, că vreau să fac niște investigații. Ca să vedem ce se petrece, îi spun și lui ăsta, îl chem undeva și îl dezbrac, spun, bă băiatule, ai răbdare. Ai răbdare, pentru că e ceva neregulă. E posibil ca ținta să fiu... mai știi? Pe 10 aprilie 2014, DNA cere Parlamentului încuvințarea arestării preventive a senatorului Marius Isăilă. Senatorul a fost scăpat de 104 colegi, la vot, așa că a fost cercetat sub control judiciar până în iulie, când a fost trimis în judecată pentru trafic de influență și instigare la fals în înscrisuri. Cârtița din DNA, de la care au plecat toate aceste scandaluri de corupție, polițistul Dan Emil Manolachi, a fost prins în flagrant în februarie 2013, când fotografia acte din fișetul său securizat. El a fost din acel moment monitorizat în acea cauză și s-a reușit probarea activităților infracționale, iar din momentul în care i s-a probat clar activitatea infracțională, a fost pus sub luminire, a devenit inculpat și a fost eliminat din sistem. Dosarul din care a dat informații secrete era unul cu miză mare, pentru că privea una dintre celebrele firme controlate de șeful PSD, Liviu Dragnea. Dragnea era la acel moment vicepremier și ministrul dezvoltării. După ce a fotografiat nota secretă a SRI din dosarul lui Dragnea, Manolachi a predat camera foto unui secretar de stat din Ministerul Transporturilor, Valentin Răducu Preda. Un vechi prieten din Constanța a promovat pe influența lui Radu Mazăre la București după ce fusese consilier la primărie. Cei doi s-au întâlnit la stația de metro Politehnica. După ce a primit aparatul foto, secretarul de stat Valentin Preda i-a dat un SMS lui Liviu Dragnea, cerându-i să se vadă pentru ultimele documente din strategia Dunării. O oră și jumătate mai târziu, Dragnea îl suna pe Preda și îi cerea să vină la minister a doua zi, după ora 10. Dă-mi un telefon pe la 8 și jumătate, poate dai pe la minister, pe la mine, înainte să mergi la Parlament, i-a spus Dragnea. Când a coborât din mașină în fața ministerului condus de Dragnea cu camera foto în mână, Preda a fost încătușat de procurori. Polițistul Dan Emil Manolachi a fost și el reținut și apoi arestat, iar în ancheta sa penală a încercat să inducă în eroare pe colegii lui. Ofițerul Manolachi a avut o felul de cereri în cursul urmăririi penale. Ce a vrut el să obțină, de fapt, prin... Ca orice inculpat are dreptul să formuleze cereri, să-și stabilească o strategie de apărare. El n-a recunoscut. Dacă parte din celelalte persoane puse sub învinuire, inculpate în această cauză, au recunoscut, el nu a recunoscut în faza de urmărire penală. Și a stabilit o strategie prin care a încercat să inducă ideea că ar putea fi alte persoane că aveau furnizat informațiile. A refuzat să dea declarații, în primul rând, și s-a limitat la tot felul de cereri de asemenea memorii. Până la urmă a recunoscut că voia să fie măcar adjunct al IPJ Constanța, dar primise și câteva zeci de mii de lei și un teren pentru fiul său în schimbul informațiilor date. Puteți să ne spuneți cam ce pretenții, să zic așa, avea el de la părțile pe care le ajuta? Banii am înțeles că nu prea cerea efectiv. A cerut și bani în alte cauze care sunt fie în curs de investigare, fie pe rolul instanțelor de judecată. A avut pretenții și materiale privind, în sensul că a cerut diferite bunuri de consum, baxuri cu carne, baxuri cu vin, diferite forme de ajutor de acest gen. Îi spunea el ajutor, așa era expresia sa. Și de asemenea,
a mai solicitat într-o altă cauză un teren pentru fiul său sau angajarea fiului său. Nu rămânea nerecompensat. Dar nici nu lăsau urme foarte adânci. Adică... Nu, nu. Tocmai de aceasta pretențiile lui nu erau exagerate, ca să nu creeze în cel de la care pretindea o anumită stare de frustrare și acesta să se ducă să-l denunțe. El vrea să se prezinte ca acel binefăcător, băiat bun, care vrea să ajute să nu se întâmple o nenorocire infractorului. I-am spus numitului Preda Răducu Valentin despre această intenție a mea, întrucât știam că este membru al PSD, că îi cunoștea pe numiții Mazăre Radu, primarul municipiului Constanța, respectiv pe numitul Constantinescu Nicușoară, președintele Consiliului Județean Constanța, oameni cu putere de decizie în județ. De asemenea, i-am făcut cunoscut această intenție a mea, întrucât știam că putea să pună o vorbă bună la aceste persoane pentru o eventuală numire a mea în funcția de ajunt al șefului IPJ Constanța. Odată cu prinderea lui Manolachi s-a aflat că în numai puțin de 7 dosare acesta dăduse informații celor care erau anchetați. Imediat după publicitate avem concluzia episodului de astăzi, una care de multe ori nu este plăcută. Cârtița a fost prinsă și s-a descoperit astfel și implicarea ei în alte dosare. Liviu Dragnea, cel puțin în dosarul acesta, a scăpat. Din păcate... De rigorile legii. Liviu Dragnea a dat declarație de martor în acest dosar, dar a fost greu să se mai dovedească faptul că informațiile secrete de la DNA ar fi ajuns la el, pentru că intermediarul, Valentin Preda, nu a recunoscut că se ducea la vicepremier. Tot martor a fost și secretarul de stat din același minister, Sevils Haidek, care a devenit ministru al dezvoltării în locul lui Dragnea după plecarea acestuia din guvern. Fostul secretar de stat a fost promovat la București de la Constanța, unde a fost angajatul lui Nicușor Constantinescu și foarte apropiat de Radu Mazăre. Polițistul Dan Emil Manolache a fost trimis în judecată în stare de arest în două dosare, cel cu secretarul de stat Valentin Preda și cel cu comisarii de la Garda Financiară. Doar în ultimul dintre ele s-a dat o sentință definitivă. Putem spune, cel puțin după cazul acesta, că nicio cârtiță nu rămâne prinsă pentru că fiecare trebuie să iasă cumva la suprafață? Absolut, pentru că deja avem o maturitate profesională, avem experiență și ne-am dat seama încă din primele 2-3 săptămâni că este vorba de o scurgere de informații. Nu n-am putut stabili. Aveam un cerc de, să spunem, 10-11 persoane, dar neștiind spre cine să ne ducem, dar știam că e o scurgere de informații. Oricum, mai devreme sau mai târziu, se află. Sunt punctele acestea slabe, să zicem așa, speculate cumva de partea infracțională și când spun asta mă refer la cei care intră sub lupa incidența diverselor anchete? Da. Categoric asemenea persoane reprezentând o vulnerabilitate pentru sistem, dar și totodată un canal de scurgere a unor informații prețioase din dosare, sunt cumva folosite de grupările infracționale care își comunică între ele. Vezi că avem pe cineva care ar putea să ne ofere informații. O să activez acea persoană să vedem dacă există o asemenea cauză, dacă îmi poate obține anumite date.
Tribunalul București a dat pedepse exemplare pentru polițistul corupt și pentru comisarii din garda financiară. Sorin Florea, Ciprian Fronea și Eduard Tomescu au primit câte 2 ani și 8 luni de executare, iar cârtița din DNA, Dan Emil Manolachi, pedeapsa cea mai mare, 6 ani și 8 luni cu executare. Curtea de apel București însă a admis în parte apelurile inculpaților, așa că le-a redus pedepsele. Comisarii de la garda financiară, care nu au stat nicio zi după gratii, au scăpat cu un an de închisoare cu suspendare, pe o perioadă de 2 ani cu mai multe restricții. Dar cârtița din DNA, polițistul Manolachi, a rămas cu o pedeapsă de 5 ani de închisoare cu executare. Într-o primă fază, toți inculpații din dosar au primit pedepse privative de libertate. Instanța de control judiciar a considerat că doar Manolachi Dan Emil trebuie condamnat la o închisoare privativă de libertate, la închisoare cu modalitatea de executare privată de libertate, a primit o pedeapsă de 5 ani cu executare, iar ceilalți inculpați au fost la rândul lor condamnați la pedepse cu închisoarea, dar ca modalitate de executare, instanța de control judiciar a considerat că aceștia trebuie să o execute cu suspendare. Sunt momentele acestea cumva frustrante când vezi că totul este ok, totul s-a întocmit cum trebuie și mai mult, instanța spune da, fapta a avut loc, dar pedepsele sunt date cumva aici, dispersat. Aici vorbim de o apreciere până la urmă subiectivă a fiecărui magistrat care are cauza spre investigare sau judecată în cazul domnilor judecători. Mi-este foarte greu eu ca procuror, mai ales că aș avea și o poziție subiectivă, pentru că am fost cel care am investigat cauza să mă pronunț. Practica este cea care stabilește în raport de situațiile de fapt deduse judecății care ar trebui să fie cuantumul pedepselor și modalitatea lor de executare. Pentru mine important ca procuror este că acest dosar a fost confirmat ca situații de fapt, ca existența infracțiunilor, atât de instanța de fond, cât și de instanța de control judiciar. Puțin s-ar fi gândit că într-o instituție ca Direcția Națională Anticorupție există și un astfel de personaj, o cârtiță. Dar ea a existat, a fost dovedită și trimisă în spatele gratiilor. Sunt Marius Saezu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la dosarele DNA.